într-un film care nu a trecut ușor în conștiința omenirii și care se numește The Soviet Story. Apare Bukovski, Vladimir Bukovski, unul din mari disidenți ai URSS-ului, care vine și spune: am obosit să mai dăm argumente teoretice împotriva comunismului. Vreau să vă spun doar atât. De câte ori comunismul a ajuns la putere într-o țară, a început prin a ucide 10% din populație. Dacă asta nu va ajunge, și dacă veți asculta poveștile că de data asta va fi ceva uman, frumos, față umană, vă invit să nu aveți, să nu am dreptatea de a verifica pe pielea voastră ce înseamnă că de orice dată se va începe cu 10% din populație condamnată la moarte. De asta tema comunismului e o temă eternă a umanității. Pentru că e vorba de a te păzi de una dintre maladiile cele mai mortale ale omenirii.